Bun găsit! O să pornim de la cifrele actuale ca să înțelegeți cât de important e, de fapt, stabilitatea. Da, știți deja, 1,7% este creșterea trimestru la trimestru uh, în primele trei luni ale anului și 5,7% dacă Comparăm această creștere cu valorile de anul trecut. Bun, acum dacă vedem, vă aduceți aminte din ce este compus PIB-ul, consum, atât privat cât și de stat, avem investițiile private și publice, dar exporturile din care după aia trebuie să scădem și importurile. Deci asta este valoarea, de fapt, a creșterii economice. Acest PIB trebuie să crească. Dar vedem că 4,8% din această creștere de 5,7%, deci 85% din creștere este asigurată doar de consum, deci de această primă componentă. Și aici sunt câteva probleme. Sigur, comerțul a trecut prin câteva valuri de modificare și aici apare și întrebarea dacă are suficientă putere să susțină și pe mai departe creșterea. S-a trecut de la comerțul tradițional la cel modern, dar aici ne, ne, ne regăsim în valul 2 dezvoltarea mărcilor proprii în retail, care au adus un nou avânt acestui, acestui consum pentru că au oferit mult mai multe în același loc și acest shopper marketing de astăzi, unde bugetele marilor companii se concentrează și mai mult în interiorul suprafețelor mari și mai puțin uh, în, în afară, de exemplu, în, în media. Toate acestea, sigur, stimulează foarte mult consumul. Dar întrebarea care se pune este cât mai poate să crească și care ar fi factorii care ar putea să-i determine creșterea atâta timp cât se mizează în continuare enorm pe consum. Ei bine, dacă noi uităm, creșterea populației la noi ar putea să aducă o creștere a consumului? Nu, pentru că populația noastră este în scădere. Un consum per capita, care să fie mai semnificativ, din nou, foarte puțin probabil, cumpărarea uh, consum, uh, produselor în comerț față de autoconsumul cu care deja ne confruntăm, mai ales în zona rurală, foarte puțin probabil să se schimbe aceste mentalități. Sigur, creșterea prețurilor practicate de comercianți sau a veniturilor disponibile ar fi o variantă de creșterea consumului, dacă în continuare repețemizează atât de mult pe consum. Dar pentru a susține acest ultim punct creșterile de venituri și de prețuri, trebuie să crească și economia reală. Și aici sunt câteva puncte foarte importante care trebuie trecute în revistă și trebuie reținute. Volumul investițiilor publice, acum este undeva foarte aproape de, de zero, trebuie să ia amploare, deci trebuie să vină puternic din urmă investițiile statului, trebuie stimulate și asigurat cadrul necesar investițiilor private, avem nevoie de predictibilitate și stabilitate, legislativă și politică, tocmai pentru ca lucrurile să poată fi duse mai departe și de privat, și un consum bazat pe producție din intern, da? cu mai multe exporturi și mult mai puține importuri. Consumul, cel, acel consum de 85% din totalul creșterii economice a finanțat foarte multe business-uri din afară, pentru că acest consum a fost alimentat din importuri. Și sigur, o fiscalitate atractivă, echilibrată, stabilă, toate acestea ar trebui să fie o prioritate pentru politicieni și nu cearta.